La sat, bătrânii uitați de familie stau zile întregi singuri, fără să le deschidă nimeni ușa. Pornind de la această realitate tristă, mai mulți primari din Olt au decis să construiască un centru social în care vârstnicii să fie găzduiți și ajutați în timpul zilei. Primăria Vlădila gestionează acest proiect inedit, derulat pe fonduri europene, prin grupul de acțiune locală din zonă. Este vorba despre un centru comunitar pentru persoanele vârstnice. Grupul țintă este de 250 de persoane de pe întreg teritoriul Galului, unde sunt arondate 20 de localități, și intenționăm să aducem bătrânii în timpul zilei acolo, să le oferim o masă caldă și activități recreative, de socializare între dânsii. Primăria Vlădila răspunde deja clarificărilor primite din partea specialiștilor Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, pentru ca apoi să pregătească licitația pentru derularea lucrărilor. Clădirea unei foste școli din comună va fi extinsă și reabilitată pentru a le oferi vârstnicilor serviciile de care au atâta nevoie. Să sperăm că în primăvara anului viitor ne apucăm de construcția acestui centru și finalizarea lui într-un an, probabil, deci nu pot să dau ca să-l dăm în folosință, dar într-un an, doi, cel târziu, eu sper să fie dat în folosință. Intenția este de a face și un cămin de bătrân lângă acest centru social. Investiția în centrul de zi pentru vârstnici de la Vlădila se ridică la 780.000 de lei fonduri europene. Tot pe fonduri europene ar urma să fie construit și căminul de bătrâni.